În mai puțin de un an, un escroc din Constanța a reușit să înșele 13 femei și doi bărbați și să câștige de pe urma lor peste 170.000 de euro. Victimele au fost tracolate de pe internet și s-au îndrăgostit de el. Așa se explică de deci ce i-au dat bani cu împrumut. Mai multe despre întreaga poveste știe Andreea Marinescu. Bună seara, Andreea! Bună seara, Andreea! Bună seara, domnilor și domnilor! Povestea este una de-a dreptul halucinantă, dacă stăm să-i ascultăm pe anchetator. Bărbatul avea mai multe conturi sub nume false pe diverse rețele de socializare și acolo atrăgea în mod special femei între 35 și 45 de ani, care erau femei de carieră și cu o situație financiară bună spre foarte bună. Bărbatul poza într-o deauna ca un om de afaceri puternic, care avea afaceri fie în domeniul imobiliarelor, al farmaceutic sau, de ce nu, agricol, și mergea întotdeauna la întâlniri cu mașini de lux. Fixa întotdeauna întâlnirile în locații atrăgătoare care arătau că deține potențial financiar foarte mare. Femeile cădeau destul de repede pradă uh, vicleșugului pe care îl arăta bărbatul și uh, nu-și dădeau seama în niciun moment ce se întâmpla în realitate. Ne-au povestit anchetatorii că era atât de abil acest individ încât reușea să se descurce cu 3-4 relații în același timp. Mai mult decât atât, cu banii pe care reușea să-i producă de la una dintre victime, cumpăra cadouri pentru cealaltă sau pentru o următoarea pe care urma să o atragă în plasa lui. 170.000 de euro în 8 luni de zile, atât a reușit să producă acest individ și numai puțin de 42 de fapte de înșelăciune sunt acum pe numele lui și sunt în vizorul judecătorilor pentru că bărbatul va ajunge în fața instanței cu, evident, propunere de arestare pentru aceste fapte. Ce e de spus este că nu e prima oară când individul face asta, el a mai primit o condamnare de 10 ani de închisoare pentru fapte similare. Acestea sunt informațiile. La revedere!